Bună seara, stimați telespectatori, din nou sunt la Poliția Județeană Vrancea. De această dată mi-a fost recomandat un domn, vă spun cum ați fost recomandat, un super profesionist, așa va recomanda Bogdan, să știți, un om deosebit, un om care își vede de treaba lui. Eu acum nu fac decât să citez ce mi s-a spus, care își vede de treaba lui, un om modest, un om care dă foarte mult randament în ceea ce știe să facă. Este vorba despre domnul Marian Cazan, criminalist. Bună seara, bine am venit la dumneavoastră. Bună seara. Ce spuneți de modul cum ați fost prezentat de către colegii dumneavoastră? Cred că este un pic exagerat. Eu, din câte cunosc pe Bogdan, nu cred că a exagerat cu nimic. Da, apreciez descrierea. În principiu... Adevărul este, domnule Cazan, că m-ați impresionat cu ce mi-ați arătat, dar până ajungem să spunem, să povestiți ceea ce faceți cu adevărat, vreau să vorbim un pic despre dumneavoastră. Sunteți în premieră la emisiunea mea și în premieră exact. Într-o emisiune televizată? În premieră și la emisiune și la emisiunea noastră. Nu e niciodată prea târziu, să știți. De fapt, scopul acestei emisiuni, stimate domnule Marian Cazan, aceste emisiuni Poliția vă informează, este pentru ca oamenii să-i cunoască pe oamenii capabili care lucrează și aici în poliție. Sunt foarte mulți oameni care stau în umbră, sunt foarte mulți oameni care cu adevărat ajută societatea, pentru că, din păcate, vedeți ce dezechilibru este în lumea întreagă între oameni, nu? Da. Domnule Marian Cazan, de unde sunteți? Haideți, acum sunteți ca la poliție, eu vă interoghez pe dumneavoastră, da? Deloc, sunt din Dumitrești, Dumitrești Vrancea. Ce frumos! Și locuiesc în Focșani, în prezent. Școala ați făcut-o la Dumitrești? Parțial. Parțial. O parțial la Râmnicu Sărat. Și, și după aia ați venit în Focșani? Focșani. Cum ați ajuns la Focșani? Din școală am fost repartizat direct în Vrancea, la Focșani. De când erați copil, vă dorea să fiți polițist? Nu pot să spun chiar de când eram copil, dar pasiunea a apărut mai târziu, spre liceu. Spre liceu? Da. Și în liceu v-ați hotărât să faceți? Da, da. Și ați dat examen la Câmpina. La Câmpina, unde am înțeles că e o școală foarte serioasă, toți da, care mi-au... Da, da. Foarte serioasă. Și v-ați însurat aici, la Focșani? Da. Cu o focșăneancă? Da. Cu o focșăneancă. Și am înțeles că aveți doi copii gemeni. Doi copii gemeni, două fete. Mari? Clasa a treia, au trecut acum a patra. A patra, să vă ajute Dumnezeu să fie sănătoase și să le dea Dumnezeu noroc. Bun, ați fost repartizat, am înțeles că ați lucrat pe la Garoafa întâi. Am lucrat la Garoafa, am lucrat o perioadă bună de timp la Poliția Rutieră. Ați fost la... Da, de ăsta care lua carnetul? Da. Și luați multe carnete? Ei. Mai luați, nu? Da. Asta este meseria. Asta e meseria. Și noi, șoferii amatori, până la urmă, ar trebui să știm că asta este meseria dumneavoastră și situația se întâmplă numai când noi nu respectăm legea. Și slavă Domnului că nu prea se respectă. Am văzut și eu, am pățit la București acum câteva zile, am rămas într-o intersecție, dar nu din vina mea, că a apărut, nu știu ce, și era foarte mare, a apărut semnalul roșu, și la Piața Unirii și am rămas în intersecție. Vai, câte înjurături am luat, că era clar că nu era din vina mea. Și mă uitam, oamenii totuși nu prea înțeleg pe oameni. Da. Nu prea înțeleg pe oameni. Este un comportament agresiv în trafic. Care dar se numai manifestă în trafic? În trafic? În toată, să zicem, în viața de zi zi, cam... Da, din păcate. Da. V-ați pus toată problema de ce se întâmplă lucrurile astea? Totuși. Că găsești comportament nepotrivit chiar la oameni de la care te aștepți foarte mult, la foarte multe lucruri bune. Da, nu pot să am o explicație. Cred că e și factorul de stres care, da? care este generat de traficul aglomerat de la ora actuală. Nu, dar vorbesc în general, așa, în relațiile dintre oameni. Nu vi se pare că e ceva de naturat, că parcă nu mai e... Hm? Sau poate am îmbătrânit eu prea tare. Nu știu. Armonia perfectă nu există. Nu există. Dar cât erați la circulație, la Poliția Rutieră, treceați drept un polițist dur? Din ce știți dumneavoastră? Nu cred că am fost catalogat așa.
Erați un om cum să cade și asta mi s-a spus, că un om foarte cum să cade. Dar pentru că ați fost și nu mai discutăm la prezent și aici, într-un sector foarte subtil aș putea să spun, sau poate nu m-am exprimat bine, dar foarte important pentru poliția rutieră, contează și oamenii care lucrează acolo, nu? Adică orice situație poate fi, ce părere aveți despre asta? Calitatea umană întotdeauna a contat. Deci asta fără discuții. Și contează modul cum te adresezi celui pe care, chiar celui căruia vrei să iei carnetul, nu până la urmă, să-i explici, domnule, nu sunt... Relația care se creează între șofer, conducător auto și agent poate fi creată de la început într-un mediu plăcut. Adică, fără... Explici omului frumos, domnule, asta este, uite, ți-ați demonstrez că ești de vină, eu ce să fac, eu sunt pus aici ca să respect legea, asta este. Bine, dar găsești, că am văzut și eu pe unii care te agresează, te înjură, te... Da, asta am cam uitat. Că ați uitat. 15 ani. De 15 ani nu mai lucrați. Și la ce? Deci după sectorul serviciul rutier, unde v-ați dus? Deci la criminalistică. Din la tot... serviciul criminalistic. Dumneavoastră ați dorit lucrul ăsta? Da, eu. De ce? Personal. De ce la criminalistică? Păi tot de la pasiunea cu desenul a plecat. Pentru că se simțea o nevoie pentru crearea de portrete robot, în ghilimele robot, așa, la suspecți și autori necunoscuți în diferite cauze. Și tocmai absolvisem un colegiu cu profil de artistic, de desen, de design, mai exact. Unde ați făcut? Tot în cadrul poliției ați făcut? La Galați. A, deci era o chestie particulară, o chestie, un hobby. Exact, hobby. Deci cum se numește? Un deci era, pe vremea era un colegiu universitar spus așa, se chema studium particular. Deci care... v-ați plătit cursul, v-ați da, dus? Da. Și, dar de unde pasiunea asta pentru... Asta a fost mai din timp, mai din liceu. Inițial am optat pentru arhitectură. Deci dorea așa, să faci și vrea să fac asta. Asta era o... Era asta la, la desen, la rățima, da. În schimb, pe vremea aia, știți. Se intra foarte, foarte greu. La toate facultățile se intra foarte greu. N-aveau câte 5 facultăți terminate oamenii. Una și bună. Și totuși am mai mers pe ideea asta, am mai cochetat așa un pic cu desenul și cu asta și s-a potrivit aici mănușa, așa ca să zic. Și... Deci, să le explic telespectatorilor, domnul Marian Cazan se ocupă de un lucru foarte interesant. N-am mai discutat niciodată noi într-o emisiune despre acest lucru. O să ne explicați tot dumneavoastră. Înainte de emisiune mi-a pus niște filme pe laptop. Ideea este asta, că un criminalist, care se ocupă cu refacerea fizionomiei după... E foarte interesant, stimați telespectatori, ce lucruri se întâmplă pe lumea asta și noi nu le cunoaștem. Deci, dumnealui poate să recondiționeze fizionomia unui om după un simplu craniu, da? Explicați dumneavoastră despre ce este vorba. Deci, în principiu se cheamă artă criminalistică. Artă criminalistică. La noi nu avem oficial denumirea asta, dar afară specializarea asta așa are denumirea, artă criminalistică. Sau... forensic art, ca să zic mai... acest segment, acest profil, ca să zic așa, are la bază cunoștințe anatomice despre studiul corpului uman, în special craniu. Deci, fața craniu uman. Trei mari laturi care se ocupă de chestia asta este portretul făcut după descrierea unei persoane, martor sau victimă, reconstrucție facială post-mortem, adică nu știm cadavrul, este neidentificat și nu știm cine este și trebuie să aflăm. În presă, dumneavoastră nu puteți să publicați o... Sigur, n-avem voie. Sigur. Un cadavru, să zic așa, mai așa, și să
apelează la metoda asta. Se face un desen care seamănă foarte bine cu persoana respectivă și se publică, se dă în presă, se dă în ziar, în televiziune, în media. Dar stați puțin, deci fără nicio poză de la familia respectivă, uite mă, așa arăta ăsta? Nu, deci pur după simplu craniu pe care e foarte interesant, aproape... La reconstrucție facială, acolo e alt domeniu, reconstrucția facială după craniu, da, se poate reconstitui fața persoanei după anumite reguli, că nu... Sigur, niște sigur, reguli sigur, care se... sunt bine antropologice, care sunt studii făcute în decursul timpului și după care intervine partea artistică. Bun, dar fără să aveți o fotografie în prealabil, dacă era, ar fi fotografia, nu, nu mai era nevoie, pune o întrebare aiurea, da. Sigur că da. Și asta de când faceți, de 15 ani, sunteți singurul care, în Vrancea care vă ocupați cu așa ceva? Nu, deci de 15 ani fac la modul hobby. Hobby, știți? Așa. De 3 ani și ceva fac la modul profesional. Deci profesional. Deci ați avut o ucenicie de niște ani buni. Da, dar la modul hobby. La știți? Modul adică hobby, m-am da. Pentru autodidact, ca să zic așa. Ați fost autodidact. Da, da. Și până la urmă, dumneavoastră, domnule, vreau să mă ocup de lucrul ăsta, după ce știați că vă puteți descurca foarte bine. Întâmplător mă ocupam și de chestia asta la servici și zic, trebuie să dezvolt problema asta pentru că s-ar putea să dea rezultate și chiar a dat rezultate. A dat rezultate? Da, da. Ați avut niște cazuri rezolvate? Da, da. Explic, povestiți-ne și nouă, bine, nu cu nume, nu cu așa. Da, a fost chiar recent un caz privind identificarea unui autor a mai vreo 20 ceva de furturi, chiar pe raza Focșanului, din locuințe, la care s-a întocmit un portret robot în ghilimele, că eu le spun portret schiță, iar cea mai bună descriere, au venit mai multe persoane care au văzut un suspect. Și cea mai bună descriere a fost dată de un copil de 10 ani. A văzut care v-a spus ce? Cum arăta? Da. Care, prin investigarea specifică, s-a... L-a descris pe... Da. Da. Sunt niște cliente care indică, autorul da, indică cam, da. Cum erau ochii. Și cum copilașul ăsta a văzut ce ochi avea, ce... Da, da. Uite, vezi, și aici trebuie să... Și da. în tratatul de artă criminalistică se dă o descriere și se spune că cele mai bune descrieri le fac copiii și persoanele în vârstă. Mai, și de data asta s-a confirmat. Copilul câți ani avea? 11 ani. Ia uite, da? Da. Aici în Focșani? Da, da, da. Ia uite ce interesant. Și... Da, a mai fost un caz privind motâlhărie, dacă nu mă înșel, la care tot așa a condus la identificarea prin portretul ăsta realizat. Și acolo cineva descris? Victima. Deci victima. Da. Deci nu murise, era... Nu, doar a fost așa. Agresată și lipsită de bunuri. Și pe baza acestor descrieri, dumneavoastră ați refăcut fizionomia persoanei respective și s-a rezolvat cazul, da? Da. Ați primit premii pentru treaba asta? Nu, astea intră în atribuțiunile noastre. Intră în atribuțiunile... Dar câți oameni aici în poliție sunt în stare să... Adică sunt în stare, oamenii sunt în stare de multe lucruri deci bune. Eu, deocamdată mai e cineva în afara deci dumneavoastră. Deci, practic, poate să facă oricine. Practic, deci, și dumneavoastră puteți să faceți. Deci nu e o chestie, dar se poate face de oricine prin folosirea unui soft pe calculator dedicat. Știți? Eu fac manual, pentru că și la cursul ăsta tot așa s-a mers pe ideea că softul încă are aceste softuri folosite de unele state, încă nu dau randamentul contabil. Deci trebuie să apară natura umană, pentru că un soft nu poate să cuprindă atâtea expresii și nu știu ce, milioane de expresii. Deci... Dar spuneți-mi, vă rog, domnule Marian Cazan, ați pomenit de un curs. Unde ați făcut curs și cu cine ați făcut acest curs? Deci, a fost un curs la Oradea. Deci un curs oficial, n-a mai fost oficial, cu bani, da, n-a mai fost, da. Oficial, la Oradea, da. Exact pe... Tema asta. Tema asta cu portretul schiță, reconstrucție facială
Și n-am pomenit nici de îmbătrânire și întinerire, pentru că și asta este important. Îmbătrânire adică? Facială și întinerire. Adică invers, aici progres, cum să spun. Adică, nu înțeleg. Adică o persoană a fost dată dispărută de mică, la 6 ani. Aha, de atunci au trecut 20 de ani. Uite ce interesant ar fi să vedem cum arată persoana acum, de 6 ani, acum. Și se poate așa ceva? Se da, se poate. Deci specialist în... Ați rezolvat, luat o situație? Nu am avut, pentru că n-am avut solicitări, ca să zic așa, dar colegul nostru, care este tot din Oradea și care este acreditat de acest institut... De unde e institutul? Din Statele Unite. Din Statele Unite, da. Așa, a obținut rezultate notabile. Așa, se cheamă domnul Florin Lazău. Domnul Florin? Lăzău. Lăzău, păi să mă audă domnul Florin Lăzău, că noi suntem văzut și online, poate fac și cu dumneavoastră o emisiune. Îl cunoaște, sunteți prieteni cu el? Dânsul este, dacă așa, poate contacta, deci nu e nicio problemă. Cam departe până la Oradea, dar merită, dacă este... Da, merită din plin. Așa, domnule, vreau cât mai mulți oameni care sunt în stare să facă ceva pe lumea asta, să apară la noi la televizor, oameni serioși care uite ce lucruri nemaipomenite fac. Așa, și la cursul, cât a durat cursul ăsta, domnule Cazan? 5 zile. 5 zile, la Oradea. Da, da, da. Ținut de cineva din America. Da, de doamna Lois Gibson. Cine e doamna asta? Expert criminalist, artist, ca să zic așa. Este în cartea recordurilor pentru numărul de identificări realizate pe baza... O doamnă cam la ce vârstă? Cred că are 70. 70 de ani. Acum, ce interesant. Da, atunci avea da. 60 ceva. A, deci acum 15 ani a făcut cursul ăsta. Nu, asta acum 3 ani. Acum, da, 3. Acum 3 ani. Și v-a folosit cursul ăsta. A fost extraordinar. A fost... Ce nu m-ați luat și pe mine? Glumesc acum, aveam, da, glumesc, stimațele spectatori. De fapt, dacă eram solicitată, mergeam categoric, dar nu cred că era voie să se... Ba da, nu, toată da, presa, a fost cu, cu presă, da? Da, da, da. Dom'le, foarte interesante lucruri se petrec pe lumea asta și foarte mulți oameni se ocupă, uite, la modul foarte serios de niște lucruri care, despre care nouă nici măcar nu ne trece prin cap, știți? Niciodată nu m-am gândit la treaba asta, eu personal. Da, este ultima soluție la care se apelează, știți? Deci asta e de ultima, da. S-au epuizat toate resursele și așa de investigații, de nu știu ce. Și asta e o găselniță mai nouă? Nu, e veche. E veche. E veche. Dar ca și, cum să spun, ca studiu, doamna respectivă, Lois Gibson, a făcut, are o carte scoasă care e foarte bună și ca studiu, așa, e, cred că e prima persoană care a pus pe hârtie... Doamna fiind polițistă de meserie, nu? Profesor la un centru, un institut de design din Texas. Ah, profesor la un institut de design. Da, ce care are, ea este acreditată, e alt sistem acolo. E alt sistem acolo. Da, domnule, foarte interesant, foarte interesant. Dar mai povestiți-ne despre activitatea, experiența dumneavoastră în domeniul ăsta. Deci, sunteți criminalist, sigur, da, ar putea multe să ne povestiți, dar cred că asta e cea mai importantă sau cea mai plăcută activitatea dumneavoastră din acest sector, nu? Asta este cea mai plăcută și, da, faptul că am transformat un hobby în ceva profesional... Care, sigur, sigur că da. Cum au, plăcut. Cum au apreciat colegii lucrul ăsta? Mai aveți un coleg care se ocupă de așa ceva? Deci, la, ca să facă manual. Ca să facă manual, nu? Adică deci să sunteți singurul. Prin tehnica asta, nu. Sunteți singurul care vă ocupați de așa ceva aici, la Vrancea. Da, da, da. Și în țară cam cât sunt? Păi, cred, teoretic, în fiecare județ ar trebui să fie. Da. Trebuie să fie. Da. Dar trebuie dus la extrem un pic. Adică? Studiu. Studiu trebuie dus la extremă, pentru că știți cum este, mă uitam, dacă vine un artist și se uită la un desen de ăsta, la unui suspect, știți, a, da, aici nu e artă. Da. Deci nu e artă, nu e ceva artistic. Deși este ceva artistic, până la urmă. Deci este ceva artistic, dar este adaptat pe
Sigur că da. Nevoile specifice muncii Situațiile, noastre, da. da. Dom'le, vedeți că lumea e la poliție, acolo unde, nu, la poliție, acolo unde sunt oameni deosebit de capabili și eu mereu spun, domnule, nu oricine poate să facă meseria asta, îți trebuie o mulțime de capacități ca să poți să faci față unor situații uneori pe care eu, ca simplu cetățean, vorba lui Ceaușescu, mă uit ca vițelul la poartă nouă, ce pot eu să mă uit și îmi fac cruce eventual, dar mai mult de atât n-am ce să fac, nu? Studiați în continuare pe această, da, nu? Tot timpul. Tot tot timpul caut și încerc să rezolv anumite aspecte. Iar, deci nu te poți opri. Nu te poți opri. Așa cum nici persoana din Statele Unite nu putea să oprească, a zis, să finalizeze cariera, să treacă în, să nu mai facă așa ceva. Da, vedeți, este un hobby, până la urmă și acum e un hobby, dar este, cum se cheamă, oficial. Oficial. Este un hobby oficial. Da. Pentru că când și-au dat seama colegii dumneavoastră că sunteți capabili să faceți niște lucruri așa de importante? V-am pus o întrebare grea? Nu e grea, pentru că... Răutăcioasă? Nu. A fost o joacă, de fapt. A început cu... Am făcut la cineva un portret. Aici, în poliție? Da, da, unui coleg eram da. Așa și de acolo a început nebunia. Da, vedeți ce înseamnă să ai totuși niște oameni serioși, niște oameni... Pentru că totdeauna un succes al cuiva, am sezizat, creează invidii din alte părți. Ați observat lucrul ăsta? Oamenii sunt, așa suntem, asta este condiția noastră. Dar, repet, când ați fost recomandat, vai, în ce termen ați fost recomandat de către colegi? Superlativ, toți termenii, să știți. Adică oamenii sunt bucuroși că au aici, la noi, la Vrancea, așa ceva. Acum, da, mă bucur, dar nu am făcut niciodată în ideea că... Tocmai asta este frumusețea a ceea ce faceți, că n-ați făcut niciodată în ideea de a ieși în față, am făcut că îmi place, e un am hobby. Am făcut în ideea că... de a ajuta și de a... și am constatat că folosește, la momentul respectiv, folosește la ceva. Deci nu că nu știu. Da, am înțeles, dar știți? Uite că, știți, eu merg pe principiul, domnule Cazan, că... Până la urmă, orice, dacă Dumnezeu vrea ca cineva să, sau ca o situație să iasă la iveală, iese. Uite, fac emisiuni de aici de vreo 5 ani de zile, săptămânal aproape. Până acum n-am făcut nicio emisiune cu dumneavoastră. Dumnezeu a vrut să vă cunoască lumea și să vă cunoască această, nu-i mai zic hobby, această meserie grea pe care o faceți. Pentru că avem nevoie totuși să... știe lumea că facem niște lucruri bune pentru semenii noștri, nu? Referitor la segmentul ăsta, eu niciodată n-am spus că e greu. Știți? Mie mi se pare ușor. Mi se pare ușor. Dar englezii spun că orice lucru înainte de a fi ușor e greu. Că la început, doar nu de la început v-ați prins de situația asta, nu? Nu, m-am prins așa în interior, m-am prins că ar putea fi folosită chiar din școală, chiar din școala militară. Ar putea fi o secție separată, există așa ceva, nu? În cadrul secției în cadrul criminalisticii există... Există, da. Există, avem și noi specialiști care se ocupă de reconstrucție facială la modul... Da. Superior, adică în cadrul Institutului de Criminalistică din București. Din București. Da. Dar lumea trebuie multă școală, multă serioritate, mult citit, mult... Este greu, dar e foarte frumos ceea ce faceți, foarte interesant, altceva decât... Interesant și feedback-ul primit prin munca respectivă este pe măsură. Este pe măsură. Pe măsură, adică în momentul când vine rezultatul și se confruntă cu așa... Îi spui evrica. Da. Nu? E o încântare, așa, o mulțumire. Sigur că este o mulțumire, da. Dar cam câte cazuri ați rezolvat s-au rezolvat cu ajutorul dumneavoastră, așa, aproximativ? Cred că în jos sunt peste 20, să zic. Sunt nu pot să dau un număr exact, dar sunt. Sunt nu am contorizat 20. Așa, din când tot fac așa, da, cred că sunt. Și ați dori să, adică ați dori categoric aici o să rămâneți până la pensie pe acest sector, nu? Sau ați vrea să vă duceți și în altă, să mai vedeți cum e și în altă parte? A,
Am glumit acum. La câtă pasiune am investit aici. Da, am văzut că vă uitați pe calculator, pe laptop, tot, pe calculatorul ăsta, cum se numește. Tot timpul sunteți în cercetare să găsiți filme noi, să găsiți idei noi. Da, da, da. Adică cercetarea asta sumară, extra, așa, e binevenită, oricând. Deci, se ajută la... Deci, haideți să subliniem toată discuția. Dumneavoastră, stimați telespectatori, acest domn, Marian Cazan, care este criminalist, un excelent criminalist, acum o să spuneți, Cucoana, ai venit ca să mă ridici în slăbi. Nu, chiar o fac cu convingere, pentru că ceea ce faceți este inedit. Pentru cel puțin de prima oară când discut despre așa ceva într-o emisiune și prima oară când stau de vorbă cu o persoană care se ocupă cu așa ceva. Deci, domnul Marian Cazan, stimați telespectatori, în cadrul secției, sau cum se cheamă, secției de serviciului criminalistică, are un sector separat, aș putea să spun, nu? Da, da. Spuneți dumneavoastră acum la încheiere, exact în câteva cuvinte, sintetizați tot ce am spus. Deci, pe baza unui, spuneți mai departe. Deci, cadrul serviciului criminalistic este compartimentul identificări, ca să zic așa, care se ocupă de latura antropologică din acest serviciu. Adică cadavre, persoane dispărute, cadavre neidentificate, persoane cu identitate necunoscută. Și presupune identificarea lor și la care se apelează la metode care mai de care mai, să zic așa, printre care și metodele din arta criminalistică. Arta criminalistică, să zicea, stimați telespectatori, că e o artă, într-adevăr. Da, presupune cunoștințe din artă. Deci, ca să zic așa, s-a furat, în ghilimele, de acolo și se folosește, se aplică în această ramură. Foarte interesant și mulțumesc celui care v-a recomandat pentru această emisiune și regăștele spectatorii au fost numai ochi și urechi. Încă o dată subliniez faptul că avem în Vrancea oameni deosebiți, oameni care își pun sufletul la bătaie, cum se spune, pentru ca celor din jurul lor să le fie bine. E prima emisiune la care veniți, dar promiteți-mi că nu e ultima, că mai veniți. Promit. Și vă felicit pentru tot ceea ce faceți, domnule. Mulțumesc, Aruna. Marian Cazan. La revedere, stimați telespectatori. Thank you.